O studentă britanică de 18 ani a fost șocată să găsească un scorpion viu în colectul de haine primit de la un retailer de fast fashion. Tânăra a crezut inițial că este o jucărie, dar a realizat rapid că jucăria se mișcă. Scorpionul era într-o pereche de cisme. Îngrozită, ea și colegii de apartament au reușit să-l captureze cu ajutorul unor clești de bucătărie, punându-l într-o cutie de plastic pentru a evita orice pericol. Specia cunoscută drept scorpionul chinezesc poate avea o înțepătură potențial periculoasă, deși letalitatea pentru un adult este redusă. Compania cu sediul în China a anunțat că lansat o anchetă internă verificând procedurile de ambalare din depozitele sale. Tânăra student a declarat că acum povestea îi se pare amuzantă, deși a fost înspăimântată la momentul respectiv.